Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Pentru că trecem într-o perioadă fierbinte, noi, aici, la școala de televiziune Dicție.ro, am aflat care este cea mai potrivită ținută pentru o zi toridă de vară. Așa că am studiat pe oamenii care trăiesc în deșert, unde temperaturile ajung și la 50 de grade Celsius. Surprinzător, beduinii poartă haine de culoare neagră. Doar noi știm că obiectele închise la culoare absorb mai multă căldură, așadar am aflat că cercetătorii de la Universitatea Harvard au făcut un experiment care arată că, indiferent de culoare, beduinii absorb aceeași cantitate de căldură. Un voluntar s-a expus arșiței deșertului îmbrăcat pe rând în haine albe, negre și apoi doar în niște pantaloni scurți. Măsurătorile au indicat că atâta timp cât hainele sunt largi, căldura se risipește prin convecție, adică așa cum iese pe un horn, iar beduinii nu suferă astfel din cauza disconfortului termic. Cel mai rău e să nu porți haine deloc. Voluntarul s-a ales cu arsuri solare când a purtat doar pantaloni scurți. Când vine vorba de hidratare, lucrurile sunt și mai bizare. Beduinii beau ceai de mentă fierbinte. Cercetătorii au arătat că aceasta ajută la reglarea temperaturii corporale și ajută organismul să se răcorească. Hei, voi cum vă răcoriți pe vremea asta? Eu, de exemplu, prefer piscina și o înghețată. Hai că mi s-a făcut o poftă. Eu sunt Luca Borlacu, numai bine, pe curând!